La munte, iarna a revenit, chiar dacă mai e puțin, până va începe vara calendaristică. Pe Transalpina a nins ieri mai bine de un ceas, după ce temperaturile au coborât sub 0 grade Celsius. Chiar și așa, drumul rămâne deschis, cabanierii făcând deja planuri pentru primirea turiștilor. Deci aici, în aerul liber, ești cu adevărat liber. Nu-ți trebuie mănuși, nu-ți trebuie mască. Bineînțeles, dacă intri într-un restaurant și asta, trebuie să te supui regulilor respective, pe care noi deja le-am început să le aranjăm cu mese de 3 persoane, cu distanța între ele, ne pregătim și așteptăm cu drag. În vârf de munte, primii turiști și-au făcut apariția încă din weekend.